Duelul de pe municipal se anunța unul interesant încă de la început. După ce au fost umiliți de Steaua în turul campionatului la 6 goluri diferență, pandurii au căutat revanșa seara trecută și au găsit-o. Au învins fotbaliștii pregătiți de Costel Gâlcă. Nu e ușor să bați Steaua și Dinamo în 4 zile, a declarat la finalul partidei tehnicianul pandurilor Edi Iordănescu. Și vreau să încep până a felicita băieții, echipa, pentru modul cum s-au implicat în joc, pentru atitudinea, determinarea pe care au avut-o, pentru faptul că au vrut să demonstreze că nu, valoarea lor nu era cea din tur, nici pe departe. Eu am spus că am foarte mare încredere în ei și că cred că din punct de vedere individual ne putem ridica la același nivel cu Steaua. Îi felicit pentru realizări și sigur în mod special pentru rezultat. E o seară importantă pentru noi pentru că să reușești în decurs de 4 zile să învingi Dinamo și Steaua nu este la îndemâna oricui. Golurile pandurilor au fost marcate de Roman, Salai și Eric. Pentru Steaua a mai redus din diferență Iancu. Am greșit și pandurii ne-au taxat, a subliniat antrenorul steliștilor. Știam dinainte că avem un meci foarte greu la panduri. Echipă foarte bună care joacă foarte bine, cu jucători foarte buni, tehnici. Dar astăzi am jucat primele 30 de minute bine și după aceea parcă i-am invitat la joc. Am început să abuzăm de pase lungi. Am făcut și greșeli personale și ne-au taxat. Președintele clubului din Ghencea a ținut să declare că jucătorii săi au fost absenți pe teren. Am pierdut. Fotbalul nu te iartă. Nu joci, nu câștigi. N-ai cum să emiți pretenții într-un joc în care n-ai atitudine. Dacă o să ne trezim la timp și o să avem atitudine de echipa Steaua, cu siguranță o să batem. Cu această victorie, jucătorii pregătiți de Edi Iordănescu speră să urce cât mai sus în clasament. Da, mister ne motivează incredibil, are niște, nu știu cum să-i explic, are niște gesturi să ne motiveze incredibile. Da, și lumea a fost națională în seara asta, le mulțumim pe această cale și sperăm la următorul meci de acasă să vină la fel în număr mare. Simțiți podiumul acum? Deocamdată ne bucurăm de această victorie foarte frumoasă și de mâine încolo ne pregătim pentru meciul de la viitor. Dorit de Steaua în iarnă, Mihai Roman a deschis scorul pentru pandurii. Nu știu dacă s-a relansat, noi ne gândim să strângem cât mai multe puncte și de ce nu să atacăm Europa. Vă așteptați la o replică mai viguroasă din partea Stelei? Noi am pregătit meciul acesta foarte bine, ne-a ieșit jocul în seara aceasta, am reușit să câștigăm în decurs de 4 zile și cu Dinamo și cu Steaua, nu cred că multă lume reușește acest lucru. Pandurii se află pe locul 9 în clasamentul Ligii 1 cu 25 de puncte în cont. Următorul duel al gorjenilor este programat pe 19 martie pe Municipal în compania formației Viitorul Constanța.